seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la Atelier de Psihologie. Eu sunt Ica Secoșan și vă aștept în fiecare luni la ora 20 să dezbatem alături de invitații noștri teme variate din psihologie și domeniile conexe. Astăzi vom discuta despre un subiect complicat, cancerul de sân și reconstrucția mamară post-mastectomie. Vom dezbate aceste subiecte alături de doamna psihiatru, medic primar, psihiatrie, Cristina Bredician. Alături de mine în platou se află chirurgul plastician, recunoscut național și internațional pentru intervențiile complexe pe care le realizează, conferențiar universitar doctor, medic primar, chirurgie plastică și reparatorie, Zorin Crăniceanu. Bună seara! Bine ați venit la Atelier de Psihologie! Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră! Mulțumim! Trebuie să fac o mărturisire încă de la începutul emisiunii. Lucrăm în acea secție de chirurgie plastică și vă asigur că domnul conferențiar universitar este unul dintre acei chirurgi empatici, plini de compasiune și dedicat pacienților pe care îi tratează, continuând cu onoare moștenirea lăsată de mentorul nostru, al tuturor aș putea spune, domnul profesor Tiberiu Bratu. Mulțumesc frumos, mă simt flatat deja, mă simt bine în asta. Asta și intenționăm, să vă simțiți bine ca să reveniți la Atelier de Psihologie. Mulțumesc frumos. Așadar, domnule doctor, cancerul de sân, o patologie deloc prietenoasă cu femeile. Da, din păcate este o problemă nu numai pe plan național, ci pe plan internațional, incidența fiind în creștere și soluțiile de rezolvare destul de complexe. De obicei implică echipe multidisciplinare și iată, psihologul este parte a echipei care tratează cancerul de sân, la fel ca și chirurgul plastician, de la fel. Așa este. Puteți descrie în câteva cuvinte pentru telespectatorii noștri ce înseamnă cancerul de sân, care este simptomatologia specifică acestei patologii? În primul rând, trebuie remarcat faptul că, deși suntem în secolul 21, secolul post-secolul vitezei, este cancerul o problemă în continuare amenințătoare de viață și, mai ales în stadiile avansate de boală, lucrurile acestea pot să iau o întorsătură foarte neplăcută. Cancerul rămâne boala secolului 20 și se pare că are o prelungire și în secolul 21. Cancerul de sân fiind poate cea mai frecventă variantă de cancer la femei. Manifestarea este ca și o tumoră malignă la nivelul glandei mamare. Există multiple variante. Din păcate, în țara noastră încă diagnosticul se pune relativ târziu, de obicei prin autodiagnostic întâmplător. Și nu prin mijloace screening proactive de diagnosticare, așa cum ar fi de altfel normal în timpul în care trăim. În mod normal, orice femeie în vârstă adultă ar trebui odată pe an să-și facă un control la nivelul glandei mamare. Acest control se face până la vârsta de 40 de ani cu ajutorul ecografului. Este o investigație care este nedureroasă și ieftină și practic necesită un timp relativ redus, în circa 15-20 de minute știm exact cu ce avem de-a face la nivelul glandei mamare. Dacă acest lucru se face din timp, atunci riscul de a avea o boală în stadiu avansat, în momentul diagnosticului, este extrem de redus. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă și am constatat surprinzător că și în rândul studentelor mele și în rândul colegilor uneori, screening-ul pentru cancerul de sân nu se efectuează. Nu există mijloace coercitive impuse de sistemul public de sănătate, nu există restricții sau limite impuse de asigurarea medicală și atunci, din diverse motive, neglijență poate sau dorința de a nu ști că ai o problemă, pur și simplu femeile nu se duc să facă această investigație.
Considerați că aceste mijloace coercitive de care vorbeați mai devreme ar putea avea un impact asupra femeilor în străinătate? Știm că ele, într-o anumită măsură, există pentru anumite patologii, ele funcționează, sunt raportate până la urmă la aspecte financiare legate de tratamentul ulterior, exact, în cazul în care patologia apare. Nu e vorba apare de o coerciție de tip amendă sau, fel, sigur, da, nu se pune problema de această variantă, dar acei pacienți, în general, acei pacienți care nu se supun mijloacelor screening de diagnostic precoce, sunt obligați să suporte cheltuielile tratamentului în momentul în care sunt diagnosticați cu o boală în stadiu avansat. Uh-huh. Iar acest lucru îi face, cel puțin pe nemți, din câte știu, sistemul lor funcționează în acest fel, să meargă la controlele periodice așa cum trebuie, nu așa cum suntem noi învățați. Uh-huh. Ar putea să funcționeze asta și în cultura noastră? Cred că da. Cred că ar funcționa în momentul în care se duce vestea că pacienții cu diagnostic tardiv, care nu au fost la controlele de screening, au plătit spitalizarea. Eu cred că această veste ar duce la o schimbare de atitudine radicală. Așadar, cancerul de sân, o boală oncologică, poate cea mai frecventă, nu, în rândul femeilor. La femei este cea mai frecventă variantă de cancer. Din păcate, încă investigată tardiv și diagnosticată tardiv. Oarecum tardiv în România. Diagnosticul este în stadii avansate, respectiv stadii 2, 3, poate și 4. Și acest lucru face ca tratamentele să fie mai scumpe și rezultatele să fie mai proaste. Atât, este o boală de principiu de tratament chirurgical. Tratamentul oncologic este obligatoriu, chimioterapic și uneori și radioterapic. Cu cât stadiul este mai avansat, cu atât costurile necesare tratamentului pentru a permite supraviețuirea pacientei sunt evident mai mari. Și din păcate, uneori, cu toate costurile, nu reușim să salvăm pacientele diagnosticate în stadii avansate. Înțeles. Așadar, nu trebuie să așteptăm apariția unor simptome, de orice natură ar fi ele, pentru a ne investiga. Până pentru la o anumită vârstă, CT-ul este o modalitate de intervenție, iar pe urmă, pentru acest mamografia tip de problemă, într-adevăr, avem obligația să fim, în termen la mod, este proactiv, adică să mergem în întâmpinarea diagnosticului. Se recomandă o ecografie de screening începând de la vârsta de 17 ani. Există paciente, chiar și între pacientele operate la noi în clinică, cu vârste foarte apropiate de 20 de ani, care au avut diagnostic de cancer de sân. Deci, începând cu această vârstă, practic de pubertate tardivă, de foarte tânără, o femeie ar trebui să-și facă o investigație la nivelul glandei mamare. Ecografia este eficientă până la vârsta de 40-50 de ani, după care se recomandă mamografie. În cazul în care există dubii legate de imagine, atunci se poate efectua un RMN. Dacă imaginea este cu risc, atunci trebuie făcut un consult oncologic, un consult la chirurgie oncologică de obicei și dacă sunt probleme, atunci formațiunea depistată la nivelul sânului trebuie investigată suplimentar, respectiv se poate face o puncție, de obicei ecoghidat, este o variantă care asigură o precizie mare de investigație a formațiunii respective. Nu este o intervenție foarte dureroasă, se poate face în anestezie locală, de obicei se efectuează de către un radiolog care are un training în acest sens și sau de către un chirurg și se poate obține un rezultat satisfăcător din punct de vedere al cantității de țesut care se trimite la laborator, respectiv dacă formațiunea este benignă, există un risc de fals negativ, dacă nu s-a puncționat chiar zona malignă a nodulului respectiv, atunci se poate să apară un rezultat fals negativ, să nu găsim cancerul care, deși acesta există, sau dacă acest cancer este foarte mic, așa numitul cancer in situ.
dar în majoritatea cazurilor ecoghidajul este suficient de precis ca să permită un diagnostic histologic de calitate. Țesutul excizat reușește să ne dea detalii suplimentare atât din punct de vedere al tipului de cancer, al tipului de receptori prezenți, și putem deja să stabilim, în cazul în care într-adevăr este un cancer, o schemă de tratament. Aceasta se stabilește de către un oncolog. Este practic domeniul oncologiei. Ei stabilesc schema de tratament. Există varianta să se facă mai întâi chimioterapie, există varianta să se facă mai întâi o intervenție chirurgicală. Dacă este o tumoră mică, atunci această intervenție va fi limitată și, ca urmare, rolul chirurgului plastician este minor. Dacă însă este o tumoră mare, necesită o intervenție chirurgicală mai amplă, atunci se poate ca să fie nevoie de o reconstrucție mamară, pentru că totuși o amputație a sânului, chiar și parțială, poate duce la un handicap major. Și în orice condiții, recomandarea dumneavoastră este investigația și nu așteptarea apariției simptomatologiei, pentru că deseori oamenii merg la medic atunci când doare ceva sau când deja simptomul interferează cu funcționalitatea globală. Ori poate că ar trebui menționat faptul că boala canceroasă nu întotdeauna doare sau de puține de ori doare, doare sau doare atunci când din deja păcate. Este târziu. Durerea este unul dintre simptomele care aduce pacientul la medic. Din păcate, cancerul doare în stadii foarte avansate atunci când sunt destul de puține de făcut în acest sens. Așa este. În rândul femeilor se întâlnește cancerul de sân, se întâlnește și în rândul bărbaților cancerul de sân? Da, și bărbații au glandă mamară. Surprinzător, practic, știu asta? Nu toți bărbații știu că au glandă mamară, dar toți bărbații au glandă mamară. Există o patologie mai frecventă a acestei glande, în special în ultimul timp ne-am întâlnit mult mai des cu așa numita ginecomastie, o creștere a volumului glandei mamare la bărbați, în special în cazul în care aceștia fac mult sport și au eventual tratamente hormonale pentru asta. Această boală se tratează tot chirurgical, dar se poate ca glanda mamară să degenereze și să dezvolte un cancer mamar. La bărbați se întâlnește de obicei la bărbații în vârstă, peste 60 de ani, este mult mai rară, extrem de rară și în rândul cancerilor masculine și în general, mai ales că nu se așteaptă la o astfel de problemă, diagnosticul se pune în stadii destul de avansate. Este destul de dificil de tratat, însă tratamentul este similar ca în cazul cancerului glandei mamare la femei. În afara investigațiilor despre care ați discutat, respectiv ecografie și mamografie după vârsta de 40-50 de ani, există semne la care femeile ar putea să fie atente, astfel încât să poată previne în unele situații sau să grăbească investigația? Sigur, ceea ce se recomandă, în afară de investigația imagistică de care vorbeam, este autopalparea. Practic, aceasta ar trebui făcută săptămânal și există varianta ca în timpul palpării sânului femeia să deceleze o formațiune nodulară la nivelul sânului. De preferat ar fi ca acest diagnostic să se pună înainte să se poată palpa. Un nodul palpabil este deja un semn de evoluție. Practic, imagistica asigură un diagnostic mult înainte ca această formațiune să fie palpabilă. Iar femeile care își pun diagnosticul palpator, prin autopalpare, de obicei nu au fost investigate imagistic. Deci, au sărit etapa de screening. Dar, totuși, este un mijloc de diagnostic, este încă frecvent la noi. Multe dintre femeile care ajung să fie diagnosticate cu cancer de sân și-au decelat singure nodulul mamar. Bineînțeles că sunt și alte semne, în afară de prezența unei formațiuni la nivelul sânului, a unui nodul, a unei tumori. Este vorba de o modificare a conturului sânului, o depresiune la nivelul sânului, mai ales la nivelul areolei și mamelonului, a complexului areolo-mamelonar.
poate să apară o secreție anormală la nivelul mamelonului, de tip seros, seropurulent sau sanguinolent, lucruri care denotă o problemă, o patologie a sânului, de obicei de tip tumoral și, din păcate, în condițiile în care apar aceste modificări de contur, deja discutăm despre o boală într-un stadiu avansat. Care sunt factorii de risc care predispun la apariția acestei patologii? Îi cunoaștem? Îi putem identifica? O parte dintre ei, măcar, o parte, predispoziția genetică, o parte se contribuie cunosc, în vreun o parte dintre acest factor și, într-adevăr, există o predispoziție genetică mai nou investigată și la noi în țară. Prețurile pentru studiul genetic de laborator au scăzut. Menționez că, din păcate, această investigație nu este plătită de Casa de Asigurări de Sănătate, nici măcar la pacientele cu risc. Și discutăm despre paciente cu risc, acele paciente care au un istoric familial. Dacă mama sau una dintre bunici sau una dintre mătuși a avut cancer de sân, atunci există discutăm despre un risc familial de cancer de sân și despre o indicație de studiu genetic, pentru că există cel puțin două grupuri de gene care se numesc BRCA 1 și 2, care, dacă au mutații, indică riscul de cancer de sân la aceste paciente. Nu înseamnă că au cancer de sân. Înseamnă că, în funcție și de gradul de modificare al grupului de gene, există un risc mai mare sau mai mic de a face cancer de sân. De obicei, pentru un BRCA 1-2 pozitiv, riscul de cancer de sân este cam 50% până la 50 de ani și peste 80% până la 70 de ani, ceea ce înseamnă un risc foarte mare. Și atunci apare indicația de prevenire a cancerului de sân printr-o mastectomie profilactică. Respectiv, se scoate cea mai mare parte a glandei mamare, operație numită mastectomie, dar cu scop preventiv, prezervând complexul areolo mamelonar și făcând o reconstrucție în același timp operator. Este cazul Angelinei Jolie, care a devenit celebru prin dubla mastectomie? Da, parcă. A avut o mastectomie bilaterală, profilactică și o reconstrucție de sân în același timp operator, din câte știu eu, cu implanturi mamare definitive. Și este o practică devenită curentă și la noi în țară, în condițiile în care există o patologie cu risc, și nu mă refer aici doar la modificarea genetică, există și alte variante de patologie, o mastoză fibrochistică cu chiste multiple și cu risc de cancer mamar, în special dacă există și alte simptome, gen durere sau un istoric familial, chiar dacă genele sunt negative, BRCA 1 și 2 sunt fără modificări, poate să indice o necesitate a unei mastectomii profilactice. Înțeles. Există, pe lângă predispoziția genetică, care, iată, poate fi investigată, există și alți factori, mă gândesc la fumat sau alimentație sau stres, poate nu există o cauzalitate directă, dar poate sunt factori care precipită apariția acestei boli sau o favorizează în vreun fel? Cred că mai mult decât atât ar putea intra în discuție funcția glandei mamare. Ea are rolul primordial de a lăpta. Acele glande mamare care nu și-au îndeplinit ciclul lor obișnuit funcțional, care nu au lăptat niciodată sau foarte puțin, au un risc mai mare de a dezvolta un cancer de sân. Și este una dintre întrebările pe care eu personal le adresez pacientelor care vin să se opereze la sân, indiferent de tipul de intervenție preconizat. Și pot să spun că o pacientă care nu a lăptat sau a lăptat o perioadă scurtă de timp, în mod normal ar trebui să alăpteze peste 6 luni. Mai nou, Organizația Mondială a Sănătății recomandă o alăptare de 2 ani, ceea ce pare să fie varianta ideală atât pentru copil, cât și pentru glanda mamară.
Cine ar fi știut că ăsta reprezintă un factor de protecție până la urmă? Că vorbeam de factor de risc, despre dar înțeleg vorbim, că există da, și deci factor dacă, de protecție. Dacă nu a lăptat, atunci este un risc. Dacă a lăptat, atunci poate fi o protecție a glandei mamare pentru cancerul de sân. Ceilalți factori despre care ați amintit, fumatul, stresul, toxicele de alt gen, că nu mai discutăm doar despre tutun și alcool în zilele noastre, toate pot să aibă o influență negativă, dar nu este dovedit clinic. Nu există niciun studiu care să dovedească cert că fumatul crește riscul de cancer de sân. Însă există categoric substanțe cancerigene prezente în fumul de țigară și acestea generează modificări nu numai la nivelul plămânului, dar și la nivelul altor organe. La începutul discuției noastre ați amintit cazul unei paciente de 17 ani cu cancer de sân. Care este vârsta de la care se poate dezvolta această patologie? Atât de timpuriu? E greu de precizat, nu, dar știu că există o pacientă diagnosticată cu această boală la 17 ani, ceea ce este extrem. În seria de paciente pe care eu cunosc, pacientele mele, cred că cea mai tânără avea 20 de ani când s-a făcut mastectomia. Nu știu exact de când avea cancer. E greu de precizat, pentru că nu toate tumorile au evoluție similară. Uneori și același tip histologic poate să aibă o evoluție mai rapidă la tineri decât la vârstnici. Așa se spune că un cancer a apărut mai tardiv, are o evoluție mai ușoară, mai lentă. Dar la vârstele tinere, categoric, există o viteză de evoluție mai mare și o gravitate mai mare. Da, de la 20 de ani, sigur, poate să apară. Este operată la noi în clinică pacientă cu reconstrucție de sân la această vârstă deja, ceea ce înseamnă foarte mult. Postmenopauză, incidența acestui cancer de sân persistă la același nivel sau scade treptat? De obicei scade. În mod normal ar trebui ca pacientele cu vârste peste 60 de ani să fie mai frecvent afectate de această boală. Din păcate, pe statisticile efectuate la noi în clinică, se pare că frecvența este totuși cea mai mare în perioada activă a femei. Nu după 60 de ani, așa cum ne-am fi așteptat. Perioada care pare să fie cea mai afectată sunt deceniile 4 și 5 de viață. Uneori, într-adevăr, diagnosticul se pune abia după menopauză, dar asta nu înseamnă că boala a apărut atunci. E foarte probabil că boala să apară chiar înainte. Da. Sânul, până la urmă, este simbolul feminității. Impactul psihologic ca urmare a extirpării unui sân sau în cazul mastectomiei bilaterale a ambilor sâni, am convingerea că în unele situații poate fi devastator. Din experiența dumneavoastră profesională, cum ați caracteriza statusul mental al unei paciente care vine și solicită reconstrucția de sân, înțeleg deja trecând prin tratamentul oncologic care el în sine nu este unul foarte ușor de dus, de suportat? Da, boala este o boală agresivă și tratamentul este, bineînțeles, la fel de agresiv. Nu toate pacientele suportă acest tratament. Să știți că am avut și paciente care au refuzat să definitiveze tratamentul oncologic. Și bineînțeles că tratamentul chirurgical, prin definiție, este un tratament agresiv. Amputația de sân este o amputație. Statusul pe care eu îl consider obișnuit, curent, al unei paciente cu operație de cancer de sân este al oricărui om care are o amputată o parte din corp și cred că este echivalentă cu amputația unei mâini sau unui picior. În mod cert reprezintă un handicap. În mod cert este nevoie de a se face ceva pentru aceste paciente și consider că reconstrucția de sân este obligatorie. Așa cum obligatoriu în cadrul tratamentului este și intervenția chirurgicală pentru cancerul de sân, așa cum obligatoriu este și chimioterapia și
uneori și radioterapia, tot așa ar trebui inclus în tratamentul cancerului de sân, reconstrucția de sân. Practic avem un pachet complet, discutăm despre un diagnostic imagistic, un diagnostic histologic care se pune prin puncție sau printr-o intervenție minimă, un tratament care este oncologic și chirurgical și reconstrucția de sân. Care ar fi practic prima etapă, ultima etapă a acestui tratament. Da. Pentru că reconstrucția de sân trebuie să redea întregul. Mm-hmm. Trebuie să refacă, să repare ceea ce a stricat boala respectivă. Practic nu putem discuta despre cicatrizarea zonei doar prin faptul că s-a vindecat pielea. Trebuie să discutăm despre cicatrizare și a creierului prin refacerea schemei corporale, dar și a sufletului prin refacerea întregului în organism după o astfel de boală. Sigur. Care sunt principalele motive cu care pacientele care vi se adresează pentru reconstrucția de sân poate vin și vi le împărtășesc? De ce doresc femeile din România reconstrucție de sân? În cazul unei mastectomii, nu în alte situații. Cred că ar trebui să le separăm pe pacientele noastre în două categorii. Cred că ar trebui să luăm în considerare faptul că sunt paciente care vin la noi în momentul în care au constatat că au un cancer de sân și că acesta trebuie operat și nu au fost încă operate de cancer de sân. Și acest lucru este un lucru bun, pentru că s-au informat și au aflat că se poate face reconstrucția de sân și atunci vor să aibă un tablou complet al bolilor și al posibilităților de tratament. Aceasta este varianta, după părerea mea, ideală, pentru că ceea ce le putem noi oferi este reconstrucția de sân în același timp cu intervenția curativă, intervenția de tratare a cancerului de sân. Și acest lucru se cheamă reconstrucție primară a sânului. Așadar, practic, pacienta intră în sala de operație, așa cum cu schema cu ei cancer, corporală obișnuită, cu sânul cu cancer, se face mastectomia, după care și atât reconstrucția pentru și, practic, de sân, pacienta cât este înapoi, cumva reconstruită din toate punctele de vedere. În momentul în care pacienta iese din sala de operație, are sân. Mm-hmm. Poate că nu este varianta finală, poate că nu este varianta ideală de sân, dar totuși are sân și impactul psihologic este mult mai redus. Și eu consider că ar fi de dorit să majoritatea sau toate pacientele să aibă acest tip de tratament. Este mult mai simplu, suportă mai ușor și tratamentul ulterior, chimioterapic sau radioterapic necesar, se integrează mai rapid în societate și costurile sociale sunt mai mici și gradul lor de satisfacție este mult mai ridicat și rezultatele estetice, să știți că sunt mai bune. Cealaltă categorie, și vorbesc aici despre pacientele care au avut deja mastectomie efectuată, vin la noi după luni sau ani de suferință și acest lucru se vede. De obicei sunt timorate, au o viață socială minimă, au o viață de familie destul de afectată, multe dintre ele sunt chiar divorțate și fără partener și atunci lucrurile sunt extrem de dificile. E foarte greu să tratezi un astfel de pacient. Este extrem de dificil să îi câștigi încrederea și de obicei așteptările sunt mult mai mari decât putem noi să oferim. Practic, reconstrucția de sân nu se poate face toată într-o singură etapă și atunci cu greu reușești să le setezi, să aibă răbdare pentru a trece cele două, trei etape în 6 luni, un an cât avem nevoie pentru a reconstrui, pentru a definitiva reconstrucția de sân. Da, și poate într-o anumită măsură scade și toleranța la toate aceste intervenții medicale, ca urmare a tratamentului oncologic care el în sine este dureros, o intervenție din nou la câțiva ani după, de durată, cum spuneți, în mai multe etape, poate speria o femeie care nu a reușit în același timp operator să sigur, și apeleze și la reconstrucție. Trebuie să luăm în considerare faptul că nu întotdeauna suntem feriți de complicații în condițiile în care apare și o complicație, mai ales la prima etapă, la reconstrucția, să zicem, majoră.
partea importantă de, sau cea mai importantă dintre etape. Dacă cumva apare, spuneam, o complicație, atunci lucrurile chiar pot să degenereze și pacienta poate să abandoneze orice luptă în acest sens, orice luptă de a-și reface viața și de a intra cumva într-un văgaș, aș spune eu, normal. Sau, dimpotrivă, poate fi demoralizată și mai mult decât a fost inițial, după mastectomie, în cazul în care se întâmplă. Acum mi-e greu să spun dacă e mai mult sau mai puțin. Bineînțeles, este o traumă în plus. Sigur. Categoric. Deci este categoric greu de care submontat. Este perioada maximă post-mastectomie la care se poate interveni pentru reconstrucție de sân? Există o durată de timp sau nu oricând? Există. Nu există o perioadă maximă de trecută de la mastectomie. Am avut paciente și la 12 ani și nu există nicio vârstă, vreau să vă spun, maximă. Chiar m-a surprins faptul că una dintre studentele mele are o lucrare de licență pe această temă și am descoperit că avem o pacientă cu reconstrucție de sân la 80 de ani. Minunat! Dar este surprinzător pentru mine. Am mai multe paciente peste 60 de ani. Una dintre ele mi-aduc aminte că după ce a definitivat reconstrucția de sân în toate etapele și a fost atât de fericită încât la 70 și cred că 2 de ani și-a permis prima călătorie în Europa, o excursie pe care și-a plătit-o din pensie ca să vadă lumea. Deci, practic, s-a născut din nou la, iată, 70 de ani sau peste. Și pentru că ați pomenit despre a plăti excursiile, ce înseamnă programul național de reconstrucție de sân și ce înseamnă aceste intervenții și din punct de vedere financiar pentru femeile care au cancer de sân și care urmează sau poate că au suferit mastectomie și vor și ele să se adreseze acestui program? Programul de reconstrucție de sân este un proiect mai vechi al profesorului Brato. A muncit și a luptat foarte mult pentru a obține acest lucru. Nu este singurul în România care și-a dorit să existe un program de reconstrucție de sân. Poate a început undeva cred că în 2007, cu primele emisiuni televizate legate de acest subiect, primele simpozioane internaționale și colaborări. Mi-amintesc că a luat legătura cu directorul Institutului de Tratament al Cancerului de la Milano, unul dintre cele mai prestigioase din Europa, cu profesorul Nava și l-a adus la Timișoara și l-a convins să opereze aici cazuri de cancer de sân și să facă reconstrucții de sân, tocmai pentru a stimula colegii mai tineri să aibă această preocupare și pentru a conștientiza cât se poate de mult, a educa populația în sensul solicitării reconstrucție de sân ca parte componentă a tratamentului cancerului de sân. Și multiple demersuri făcute la Ministerul Sănătății care s-au concretizat în 2014 cu acest program național de reconstrucție de sân. Acest program asigură implanturile mamare necesare reconstrucție de sân și practic sunt câteva centre în țară care au accesat acest program și în care se pot face reconstrucții de sân pe program național. Pacientele cu cancer de sân beneficiază de implant pentru sânul cu cancer pe acest program. Sunt anumite condiții pe care trebuie să le îndeplinească aceste paciente, alta de a fi asigurate, bănuiesc, nu? Sistemul Național de Asigurări de Sănătate, există și alte condiții? Trebuie să fie asigurate și, bineînțeles, să aducă dovada faptului că au avut cancer la sânul amputat și o copie a biletului de externare de la chirurgie și de la anatomia patologică unde s-a pus diagnosticul de cancer, precum și o recomandare de la oncologul care le tratează sau de la oncologia teritorială de reconstrucție de sân. Pe baza acestor documente se poate face programarea pentru intervenția de reconstrucție de sân, practic toate costurile intrând în
domeniul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Așadar, acest program a început cu eforturile unui om, ale profesorului Bratu, și astăzi femeile cu cancer de sân și mastectomie beneficiază integral, înțeleg de la dumneavoastră, gratuit, de intervenția de reconstrucție de sân post-mastectomie. Da, această intervenție se poate face în clinici de stat, numai pe asigurarea de sănătate publică. Unde în Timișoara se pot interesa femeile din această regiune, poate și nu numai, se pot interesa în legătură cu alte informații despre acest program? Noi tratăm deja paciente din toată țara, la Casa Austria, este partea Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara, unde funcționează, de fapt, clinica de chirurgie plastică. Aici se pot trata pacientele cu cancer de sân, fie doar diagnosticat, fie care au suferit deja mastectomie. Bineînțeles că lucrurile acestea se pot face și în privat. Există clinici de chirurgie plastică, da, care au capacitatea să facă și astfel de intervenții. Sigur, însă este foarte important să subliniem faptul că persoanele care sunt asigurate în România au beneficiază gratuit în spitale de stat de acest E vorba de spitale care au un anumit nivel, e vorba de clinici de chirurgie plastică și de institute oncologice care efectuează intervenții de o anumită complexitate și care au avut acordul, au acordul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de a efectua astfel de intervenții. Bineînțeles că trebuie să aibă dotarea și personalul calificat necesar pentru a trata și a urmări astfel de paciente. Sunt în toate marile centre universitare ale țării. Vorbesc aici de București, Cluj, Iași, Timișoara, Târgu Mureș, Oradea, Craiova, Constanța. Sper că n-am uitat niciunul dintre ele. La Timișoara, din câte știu, și Spitalul Municipal are acces la acest program. Majoritatea intervențiilor de reconstrucție se fac la Casa Austria. Noi avem deja câteva sute de paciente operate pe program, dar reconstrucția de sân noi facem încă dinainte de apariția programului. Vă spuneam de colaborarea cu profesorul Nava și, bineînțeles, că reconstrucții sunt mult, mult mai devreme. Profesorul Bratu făcea aceste intervenții încă din anii 90. Știți la nivel național câte femei aproximativ au beneficiat de acest program? Ordinul miilor de femei sau sutelor de femei sunt doar la noi în clinică? Sunt câteva sute la noi în clinică operate, probabil că sunt câteva mii la nivel național operate pe programul de sănătate. Nu am cifre exacte să vă comunic, dar programul este în creștere, există un număr care încet, încet crește și ne-am avut în fiecare an o ușoară creștere a numărului de paciente care ni s-au adresat. Nu. Așadar, femeile se adresează post-mastectomie sau chiar înainte de intervenția chirurgicală în cancerul de sân, astfel încât să aibă o idee globală legată de ce înseamnă intervenția până la capăt în această patologie. Există femei care optează pentru ultima etapă a tratamentului, respectiv reconstrucția, și există femei care nu optează pentru ea. Care sunt motivele cu care vă confruntați în rândul acestor femei cu care și ajungeți să discutați, poate, și să le explicați informațiile legate de reconstrucția de sân? Care sunt motivele pentru care nu doresc să continue, practic, tratamentul până la finalul lui? Din câte mi-amintesc, nu știu nicio femeie care să fi avut cancer de sân, să-i se fi spus că trebuie să facă o amputație de sân și să fi refuzat mastectomia odată, reconstrucția de sân odată cu mastectomia. Nu mi-aduc aminte. Poate că a fost, dar acest lucru, da, acest lucru, pentru că tot se supune unei intervenții chirurgicale, tot este anesteziată în perioada în care se face intervenția de mastectomie, se poate pregăti și ulterior face și reconstrucția de sân. Practic, prelungim durata intervenției, e adevărat, și poate și durata de spitalizare și poate și perioada de recuperare, dar ținând cont de faptul că rezultatul reprezintă lipsa amputației sânului,
ca să zic așa, atunci majoritatea acceptă intervenția de reconstrucție primară. Singura problemă care încă se ridică este să reușești să convingi pacienta care a avut mastectomie, care a avut chimio și eventual și radioterapie, să accepte și reconstrucția de sân. Încă o traumă, încă o anestezie, încă o ospitalizare, încă o dată luate în discuție o serie de riscuri pe care nu le putem neglija, trebuie neapărat să le punem în discuție, să le punem pe tapet, pentru că se pot întâmpla și evoluții mai puțin fericite și atunci trebuie împreună medicul și pacienta să, sau medicii, echipa de medici anesteziști și pacienta să, de chirurgi anesteziști și pacienta să treacă printr-o perioadă dificilă de rezolvare a unor complicații. Trebuie inclus și anesteziști în această ecuație, pentru că rolul lor este extrem de important, în special în perioada în care se face intervenția chirurgicală, bineînțeles, dar uneori și după, mai ales dacă apar probleme sau complicații. Rolul lor fiind foarte important și în asigurarea analgeziei postoperatorii. Pacienții au încredere și în chirurg, sau dar vor să vorbească și cu anestezist. Trebuie neapărat să aibă încredere în anestezist, dar este obligatoriu să aibă încredere în anestezist. Da, până la urmă este o echipă multidisciplinară, cum sublineați la începutul emisiunii, care se ocupă de pacient, astfel încât să-i asigure nu doar calitatea actului medical, ci și confortul lui psihic, până la urmă, care contează destul de mult. Categorii. Și sunt o serie despre de factori care trebuie luați în calcul atunci când tratezi un astfel de pacient. Așa este. În urmă cu 2000 de ani, medicul Galenus aprecia mai degrabă filozofic că femeile melancolice sunt mai predispuse la a dezvolta o serie de patologii, chiar și dintre cele mai grave. Cum apreciați că este, cât de important apreciați că este statusul mental, psihicul unei femei care trece printr-o asemenea boală și ajunge la dumneavoastră în ultima etapă a reconstrucției de sân? Cât de important este acest aspect? Cât de pregătită este ea mental pentru asta? Greu să precizez care ar fi importanța, dar ceea ce am constatat este că femeile optimiste, nu numai că duc până la capăt toată această procedură, care nu este deloc simplă și nici de scurtă durată întotdeauna, dar sunt mai satisfăcute de rezultat. Rezultatele obținute, poate nu totdeauna perfecte, le asigură un confort mult, mult mai bun optimistelor decât melancolicelor, să spunem. Înțeleg. Poate mai multe detalii despre aceste aspecte psihice ne va povesti doamna psihiatru Cristina Bredician, cu care vom intra imediat în direct prin telefon. Până în momentul în care este alături de noi, vreau să vă mulțumesc, dragi telespectatori, pentru mesajele pe care ni le-ați trimis și pentru numărul mare dintre dumneavoastră care sunteți alături de noi în această seară. Într-adevăr, informațiile pe care ni le dă domnul conferențiar universitar dr. Zorin Crăniceanu sunt foarte importante pentru fiecare dintre noi, nu doar în calitate de femei, ci și pentru familiile femeilor care ar trebui să se investigheze, care sunt în risc sau care, dimpotrivă, din păcate, trăiesc în această perioadă experiența acestei boli, cancerul de sân. Impactul ei este nu doar unul asupra individului, ci și asupra întregului sistem al familiei, în ansamblul ei și, cred că, la un moment dat, și asupra întregii societăți. Cel puțin statistica Organizației Mondiale a Sănătății nu ne dă vești foarte bune legate de țările în curs de dezvoltare și de incidența cancerului în aceste țări, dar și de rata mortalității, a numărului de decese, din păcate, din cauza investigației tardive despre care discutam la începutul întâlnirii noastre și a tratamentului complicat care, din păcate, în unele situații nu își mai face efectul. Așa este. Implicațiile sunt multiple. Nu poate fi afectată doar pacienta cu cancer. În mod cert, întreaga familie este influențată de această boală. Este categoric o problemă pentru toți apropiații pacientei respective. Mi-aduc aminte cu
cu un zâmbet de faptul că una dintre pacientele mele, mai în vârstă, peste 60 de ani, a venit după o perioadă lungă, cred că 11 ani de la mastectomie să-și facă reconstrucție și a venit singură în cabinet. Și atunci am întrebat-o dacă totuși nu are pe cineva apropiat cu care să vină și, eu știu, să o susțină pe perioada de convalescență, pe perioada de recuperare. Și n-avea copii și am programat-o pentru intervenție și la intervenție a venit cu o verișoară. Și după ce am consultat-o și i-am spus că poate să meargă la salon, am cerut părerea verișoarei legate de intervenție. Și verișoara mi-a spus, eu niciodată nu aș face așa ceva. Și atunci am întrebat-o pe pacientă, bun, dar altă verișoară n-ați găsit? Adică una care chiar să vă susțină, nu? Da, de obicei... Dacă însă, în ciuda acestei susțineri, în ghilimele, din partea verișoarei, doamna a continuat intervenția... A continuat și s-a finalizat. De obicei vreau să spun că familia susține aceste paciente, atât soții cât și copiii sunt de partea acestor paciente și au un rol important în suportul psihologic de care ele au nevoie și uneori și noi. Adică ne ajută, îi ajută pe medici să trateze astfel de paciente greu încercate. Absolut. Colaborarea până la urmă și relația terapeutică nu este doar cu pacientul în cauză, ci și până la urmă cu toate persoanele din jurul lui, asupra cărora se răsfrâng consecințele bolii pe care pacientul o trăiește. Eu obișnuiesc să solicit aparținători la consultație și asta nu numai pentru că patru urechi aud mai bine decât două, dar și pentru că știu că mă pot baza și pot avea încă o cale de acces la pacient, pentru că nu totdeauna este ușor să discuți și să impui o anumită conduită pacientului doar prin ceea ce îi spui și ceea ce îi indici. E foarte mare ajutor dacă cineva din familie spune același lucru și practic adaugă un suport la ceea ce indică medicul curat. Da. Și mai multe despre aspectele acestea psihiatrice și psihologice ne va explica în această seară doamna psihiatru Cristina Bredician, medică primar, psihiatrie. Sunteți alături de noi, bună seara! Bună seara, da, sunt. Bună seara, sunteți alături de noi? Da, eu vă aud. Doamna psihiatru, cum trăiește o femeie primirea unui asemenea diagnostic, boala oncologică, cancerul de sân? Acum, eu cred că este o problemă destul de delicată când discutăm despre neoplasmul de sân la femeie, pentru că practic discutăm despre un dublu impact, zic eu, asupra femeii. Pe de o parte, avem neoplasmul, care este o boală în care în general sperie, îngrijorează, îngrozește chiar pe toată lumea. Și pe de altă parte discutăm de localizarea ei, practic la sân. Știm cu toții că sânul reprezintă un simbol al feminității. Deci impactul ar fi undeva dublu, zic eu. Acum, în general se trece prin niște etape care sunt comune, într-o primă etapă se neagă problema, după care se protestează cumva, adică apare întrebarea de ce mi se întâmplă mie, de ce mă pedepsește Dumnezeu sau alte lucruri. Apare faza aceea de dezorientare, după care se detașează și în final se va lua decizia. Acum, într-o primă etapă oricum ne apare acea anxietate. Și de-abia ulterior, zic eu, deci apare frica undeva la bază, frica de moarte și ulterior, pe parcurs, pe starea de tristețe. Am înțeles.
Am învățat în urmă cu câteva emisiuni că într-o altă patologie, de foarte multe ori în comorbiditate, chiar și cu cancerul de sân, diabetul, și îl salut pe această cale pe domnul conferențiar Timar, care ne spunea așa că impactul diagnosticului într-adevăr este important, dar mai există și alte momente pe parcursul tratamentului unei astfel de boli cronice în acel caz, de exemplu trecerea de la medicație la tratament injectabil, cu un impact psihologic deosebit asupra pacientului. Așadar, în cazul pacientelor cu cancer de sân, avem diagnosticul, care reprezintă o traumă în sine, dar avem și tratamentul oncologic, care este o formă de tratament foarte agresiv și care el în sine produce, din punct de vedere psihic, un efect, cred eu, de foarte multe ori devastator asupra pacientei. Și sublinea domnul conferențiar Zorin Crenicianu că sunt unele paciente care, din păcate, nu reușesc să continue acest tratament. Să finalizeze. Să rămână. Da. La bună. Mă bucur să vă aud, dar și eu cred că sunt diverse niveluri de impact legate de tratamentul chimioterapic, de tratamentul chirurgical. Practic, între acestea mi-e greu să fac o evaluare a gradului de dificultate de suportare a pacientului. Dacă suportă mai ușor intervenția chirurgicală de mastectomie sau chimioterapia, care, deși aparent este mai soft, să zic așa, totuși este extrem de dificil de suportat. Da, din punctul meu de vedere, intervenția este punctuală, deci este mai ușor de dus decât o chestie punctuală în general în viață, decât o chestie longitudinală care vine în fiecare zi. Dar acum, dacă discutăm de impact, că s-a discutat, eu cred că în neoplasmul de sân nu putem să spunem că este doar impact la aflarea diagnosticului. Cred că și ulterior și chiar după ce femeia este bine, are undeva în mintea ei ideea dacă reapare. Deci, practic, avem un impact pe tot parcursul de aici încolo, zic eu. Doar că diferă cumva etapa în care se află și diferă manifestările. Pentru că dacă la început apare frica, anxietatea, ulterior apare partea de tristețe și ulterior din nou trecem către frică și, într-adevăr, sunt și consecințele tratamentului de chimioterapie. E greu, toate au câte un impact. Și fiecare trebuie cumva analizat în acel moment și cumva realizat intervenția pentru acel moment, cea mai adecvată. Cred că foarte important este totuși și perspectiva și de aceea cred că rolul plasticianului este foarte, foarte important aici, pentru că dacă perspectiva finală a tratamentului este o reconstrucție completă, o reintegrare completă, practic, în familie și în societate, atunci devine mai ușor de suportat. Impactul, cred că, este mai redus. Și de aceea eu continui să susțin că reconstrucția de sân trebuie neapărat să facă parte din tabloul complet al tratamentului cancerului de sân. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră că fără reconstrucție calitatea vieții nu este aceeași. Neavând calitatea vieții maximă, nu avem o funcționare adecvată și de aici apar cu totul alte repercusiuni. De aceea cred eu că ar fi important ca persoana în cauză să fie informată de la început despre tratament, despre consecințe, despre tot ce va urma și la ce se poate aștepta, ca să se poată lua o decizie corectă și să nu se ajungă la refuzuri. Așadar, o informare corectă a pacientei asupra întregului tratament și a fiecărei etape în parte, inclusiv reconstrucția de sân, oferă, cum spune domnul conferențiar, o altă perspectivă asupra ceea ce urmează să se întâmple, astfel încât pe termen lung acea traumă dată de mastectomia în sine este, nu mai există evitată. Sigur. Este evitată cumva.
Știți, există undeva, noi poate că de multe ori nu spunem totul. Nu că avem undeva în mintea noastră să nu-i punem omului, cum se spune, în cap anumite chestii, ceea ce nu este adevărat, este doar un mit, pentru că este mult mai important să fie informat și să aplicăm cealaltă parte a metaforei în care un om informat este un om câștigat și să știe exact despre ce este vorba și ce poate să facă. Da, așa este. Există situații în care familia, de exemplu, dorește să nu se spună pacientei care are cancer de sân. Și am întâlnit relativ frecvent această situație și vreau să spun că este și aici o bătălie, pentru că eu personal le spun pacienților mei că vor ști despre boala lor tot atât de mult cât știu și eu. Acest exact. Lucru este extrem de dificil de realizat în momentul în care familia se interpune și solicită medicului să nu îi spună Există adevărul. O temere, probabil, tocmai în legătură cu degradarea statusului mental al pacientului în cazul în care ar afla informația da. Completă. Acel mit. Eu consider că este și imoral și ilegal ca pacientul să nu fie informat asupra stării exact. De sănătate. Da, și eu sunt de aceeași părere că este important să știe, pentru că omul poate mai are anumite lucruri de pus la punct sau alte chestii pe care vrea să le facă și este firesc să fie informat. Poate că de aceea este important să aveți lângă dumneavoastră, ca și chirurg, să aveți psihologul sau psihiatrul care să-i consilieze și care să discute, pentru că intervenția trebuie făcută undeva și la nivel de familie, lămurită familia, prezentată situația și ulterior cu pacientul de față, pacienta practic de față. Eu pot să spun că doamna psiholog este pentru noi o adevărată da. Mână cerească. De fiecare când avem o problemă cu o pacientă, numai dăm telefon și o rugăm, știi, în salonul cu tare, la patul cu tare, este o problemă. Poți, te rog, să treci să vezi dacă putem face ceva? Deci psihologul este alături, cel puțin în această clinică. Da, în echipă. Da, da. Este Sim. O interfață undeva. Există și varianta cealaltă, în care am o problemă cu o pacientă, mă duc la doamna psiholog să mă consilieze ca să mai revin puțin, să pot să merg mai departe. Știi? Deci da. E cu două tăișuri, să spunem, psihologia la noi în clinică. Da, mă bucur. Așadar, doamna psihiatru, informarea corectă a pacientei de la bun început, transmisă informația completă, nu doar corectă, care da. Diminuează pe parcurs impactul psihologic deosebit pe termen lung al acestei patologii, cancerul de sân. Pe de altă parte, însă, există și acele paciente despre care vorbeam mai devreme și care nu doresc, refuză orice formă de tratament sau intervenție, inclusiv tratamentul oncologic, nu discutăm aici doar despre reconstrucția de sân. Este teamă, este anxietate, este ce poate să fie acolo ca mecanism care stă în spatele unui refuz de genul acesta? Da. În general, în spatele refuzului stau anumite scheme cognitive pe care noi le avem deja formate din copilărie, pe care oricum în acel moment, pentru că trebuie luată undeva o decizie, nu ne permit ele foarte mult să stăm. Mai poate să stea și partea de prezența, eu știu, a anxietății marcate, a depresiei care trebuiesc evaluate și dacă ele sunt prezente, au intensitate clinică, este important ca ele să fie tratate. Mai pot să stea anumite, practic, trăsături de personalitate, mecanismele de coping pe care ele le au, dar eu zic că totuși o evaluare corespunzătoare, corect făcută și ulterior a ne plia cumva în funcție de acea evaluare pe pacient, pentru că e foarte important ca fiecărei paciente să-i explicăm pe înțelesul ei și pe modul în care ea percepe lucrurile, ca să poată să înțeleagă și să poată să ia ulterior decizia și, bineînțeles, având și suport undeva al familiei, zic eu, acolo unde există. Un screening psihologic, psihiatric, clinic al pacientei care să ne dea o viziune de ansamblu în legătură cu structura ei de personalitate, cu credințele, înțeleg, pe care spuneți că le are despre sine, despre lume, despre da. Ceilalți, ne-ar putea ajusta discursul da. Astfel încât să
putem să transmitem această informație medicală, necesitatea tratamentului unei paciente care refuză sau care este reticentă de la bun început în această direcție? Da, eu zic că da. Ca să știm de la început ce avem în fața noastră și unde vom merge mai departe. Din experiența mea aș putea spune că nu toate pacientele refuză tratamentul inițial. Părerea mea este că e vorba despre paciente care nu sunt suficient de bine pregătite pentru impactul negativ pe care îl are tratamentul, indiferent dacă este oncologic sau chirurgical. Și pe parcursul acestui tratament, în condițiile în care acest impact este major, de fapt renunță la continuarea tratamentului. Sunt mult mai puține paciente care refuză orice tratament, mult mai multe care abandonează tratamentul pe parcurs datorită unei lipse de susținere sau unei pregătiri insuficiente pentru a suporta întregul tratament. Da, și undeva consecințele trebuie spuse cumva. Ce se întâmplă dacă? Discutăm. Acum nu ghicim viitorul, nu suntem Dumnezeu ca să apru, dar unele lucruri noi le știm în funcție de studiile clinice, în funcție de experiența noastră clinică și lucrurile acestea trebuiesc spuse, pentru că practic creștem cumva aderența la tratament și creștem complianța, care, oricare ar fi tratamentul. Trebuie să știe ce se întâmplă dacă nu fac asta. Iar pe parcursul tratamentului oncologic pot exista și acele comorbidități de care vorbeați la început, depresia, anxietatea de intensitate clinică, care investigate pot fi tratate astfel încât femeile să nu renunțe la tratamentul de bază. Riscul suicidar în cazul tulburării depresive asociate cancerului de sân și respectiv tratamentului oncologic este des întâlnit? Mai puțin întâlnit? Nu cred că este mai mult decât în patologia în general cu care noi suntem obișnuiți. Depinde foarte mult de încărcătura cu care vine persoana respectivă. Este firesc ca el să fie mai crescut dacă a existat caz în familie, dacă a avut antecedente de suicid persoana, dacă vine cu patologie psihiatrică, dacă vine cu un consum de alcool sau un consum de substanțe. Deci sunt niște factori cu care se poate aprecia riscul suicidar. Dar în absența lor nu este mai, nu poate fi mai mare decât în patologia psihiatrică în general. Am înțeles. Spuneați mai devreme că această boală, boala canceroasă, este o traumă. Afectează persoana care este diagnosticată cu această patologie, dar afectează și familia pacientei, modifică dinamica cuplului în foarte multe situații. Care sunt principalele consecințe asupra familiei? Cum trăiește familia un astfel de diagnostic? Noi deseori ne întâlnim în clinică cu cazuri în care familia de multe ori are nevoie de un suport psihologic mai intens decât pacienta în sine, care este focusată, concentrată pe ceea ce are de făcut, și familia prelucrează mai catastrofic acea situație decât o fac unele paciente. Așa este, am avut aparținători cărora le-am interzis accesul la pacient din cauza atitudinii necorespunzătoare, aș spune, sau a unei reacții emoționale neadecvate. Au fost pacienți ai căror aparținători nu au mai avut voie să vină în clinică până când nu și-au modificat starea de spirit, să zicem. Acum, depinde foarte mult de rolul pe care l-a avut persoana respectivă în familie. Pentru că sunt familii și familii. Avem familii în care persoana respectivă reprezenta acel stâlp, acel om de care toată lumea gravita. În condiția în care îi se întâmplă ceva, normal că membrii familiei percep ca pe o pierdere foarte mare și încep cumva să se anxieteze mai mult decât e cazul. Avem și acele familii cu expresii emoționale mult mai crescute, lucru care evident că nu ne ajută pe noi, și este limpede că oricum dinamica se modifică, pentru că un asemenea diagnostic reprezintă un eveniment de viață negativ undeva, care are impact și care rămâne acolo. Pentru că noi nu putem să spunem că se merge mai departe, dar el rămâne undeva acolo. Ei trebuie să se readapteze cu toții. Deci dinamica se va modifica.
dacă avem, v-am spus, familiile acelea în care persoana respectivă era totul, gestiona totul, să te trezești dintr-o dată fără cumva în derivă, este un pic mai greu și să preiei o parte din sarcini. Așa este. Deseori o întrebare cu care ne confruntăm în practica noastră este următoarea. Ce ar trebui să fac? Să dezvălui ceea ce mi s-a întâmplat? Să dezvălui prietenilor, de multe ori chiar și familiei, diagnosticul? Sau mai degrabă să ascund aceste aspecte și să le povestesc pe parcurs sau poate la final? Ce le-ați sfătui pe pacientele care au această dilemă? Este destul de greu de spus ce să facă, pentru că depinde foarte mult de persoanele pe care le au în jurul lor. Acum, noi în psihiatrie întotdeauna ne place să existe persoane în jurul unui bolnav și să existe oameni care să susțină, adică să existe acea rețea de suport social. Dar e important oare și modul în care spune despre boală, modul în care o face. Una este să se plângă continuu sau alta este să prezinte situația pur și simplu despre ce trăiește, ce se întâmplă și prin ce trebuie să treacă. Pentru că uneori ajută. Oamenii sunt pozitivi și cumva susținători, ne ajută lucrul acesta. Dacă sunt în schimb persoane negative, nu ne prea ajută, care să vină cu idei și cu alte lucruri să mai complice un pic situația. Asta este pe de o parte. Pe de altă parte, și persoana în cauză care are diagnosticul depinde cum a gestionat ea de-a lungul vieții ce i-a spus alții. Pentru că mie poate să-mi spună multă lume, multe lucruri, eu să țin cont de ele sau să nu le bag în seamă. Deci undeva relația e, depinde foarte mult, depinde de structura persoanei, depinde de persoanele pe care le are în jurul său. Oricum, tot, deci de spus, este bine să se spună, pentru că știți că lucrurile nu pot fi ascunse mult timp, pentru este situația practică, se duce cu concediu medical și doamna de la contabilitate spune peste tot că e firesc, că vine un cod, dar ele deja au învățat anumite chestii. Deci e greu de spus sau de ascuns treburi de genul acesta. Dar înțeleg de la dumneavoastră că este o limită fină între a povesti ceea ce ni se întâmplă și prin asta ne mai ventilăm emoțiile și ne normalizăm situația și trecerea acestei limite în care povestim prea des despre ceea ce ni se întâmplă și ne identificăm cumva cu rolul de pacient sau de bolnav, ceea ce ne face rău, pe de o parte. Pe de altă parte, grijă cu cine ne împărtășim viața. Pot să spun că pentru noi reprezintă un ajutor foarte mare pacientele care povestesc, pentru că deseori mi se întâmplă să trimit paciente noi, indiferent de stadiul în care ajung în clinică, să povestească cu alte paciente care au trecut prin ceea ce trec ele acum. Și vreau să spun că oricât de bună calitate ar avea informația pe care un medic sau un psiholog o dă unei paciente, niciodată nu va avea aceeași valoare ca informația primită de la un alt pacient care a suferit aceeași boală și același tratament. Și mai ales dacă acest pacient este bine, este mulțumit de rezultat, atunci avem șanse mari ca încrederea pacientei noi să crească foarte mult și să accepte cu mai mare ușurință tratamentul și eventualele complicații sau probleme care pot să apară pe parcurs, știind că finalitatea poate să fie una bună. Și tocmai de aceea grupurile de suport, aceste situații sunt binevenite. Și ele, de fapt, se organizează în aceste contexte tocmai pentru a disemina această informație și pentru a câștiga complianța și încrederea pacientelor în tratament. Ce presupune schema de tratament psihiatric în aceste cazuri în care identificați și o patologie din acest punct de vedere, psi? Depinde de patologia care apare.
În general, preferăm atât patologia de model anxios, pentru că patologia anxioasă și patologia depresivă, deci frica umpa și tristețea, ne pare. Preferăm întotdeauna să controlăm simptomatologia atunci când este necesar, subliniez doar când este necesar, cu medicația antidepresivă. Bun, medicația aceasta oricum trebuie aleasă cu grijă, să fie cu efecte adverse cât mai puține, să nu interacționeze cu partea de oncologie dacă este tratament, să agreseze cât mai puțin ficatul, pentru că nu este necesar, că fiind medicația de oncologie, nu e necesar să mai venim și noi deasupra. Dar încercăm să fie cât se poate de puține medicamente și în principiu din medicație antidepresivă. Asta vă spun strict în situațiile în care nu se poate controla altfel, adică în principiu cu intervenție de consiliere, de psihoterapie. Pentru că unele lucruri pot fi trecute și cu vorba. Am înțeles. Așadar, ca să sumarizăm, care ar fi semnele la care persoanele, pacientele diagnosticate cu cancer de sân ar trebui să fie atente, astfel încât să se îndrepte și spre cabinetul unui psiholog sau spre consultul unui psihiatru și să abordeze și aceste probleme, astfel încât să nu ajungă în punctul în care să interfereze cu tratamentul lor oncologic sau mai departe de chirurgie plastică? La ce să fie atente aceste paciente? Din experiența noastră clinică și din studiile clinice pe care le avem, primul simptom care ne apare și care se corelează cu partea anxioasă și cu partea depresivă ar fi insomnia. Pentru că apare și frica, apare și tristețea, dar insomnia este cumva primul. Și când spun insomnie, spun fie că omul se pune în pat și nu reușește să adoarmă sau are un somn nocturn fragmentat cu multe treziri, dimineața spune că este obosită, că nu se trezește odihnită sau că se trezește mai devreme. Aceasta este cumva insomnie. Este cumva clicul, să zicem așa, care ar trebui să ne ducă cu gândul. Acum, dacă se întâmplă o singură noapte sau două pe săptămână, nu ne îngrijorăm, pentru că știm din experiență că nu dormim în fiecare noapte la fel. Dar în momentul în care se repetă și este o perioadă de timp, zic eu, de una, două săptămâni, ar trebui să reprezinte un semnal. De asemenea, când apare o frică excesivă, apare tristețe care să ne fie prezentă în fiecare zi, în marea majoritate a timpului, zic eu, după două săptămâni, ar trebui undeva să zică, haide să văd totuși un psihiatru sau un psiholog. Am înțeles. Doamna psihiatru, vă mulțumesc că ați fost în această seară alături de noi. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc. La revedere. O seară plăcută, la revedere. La fel. De rest. A fost alături de noi doamna psihiatru Cristina Beredicean, cadru universitar și medic primar psihiatrie. Așadar, o serie de implicații și psihologice, și psihiatrice, și sociale, pe lângă toate implicațiile medicale despre care vorbim. Da? Este o implicație majoră pentru că este o boală extrem de complexă. Da. Și, după cum am văzut, influențează nu un om, ci o lume deja întreagă. O lume, da. Da. Și pentru că noi discutăm în această seară despre reconstrucția de sân și pentru că, din păcate, timpul trece foarte repede și mai avem doar 15 minute din emisiune, aș vrea să ne detaliați de câte tipuri este reconstrucția de sân, în ce cazuri este ea recomandată, ce presupun acele etape despre care vorbeam înaintea discuției noastre cu doamna psihiatru. Aș vrea să intru în foarte multe detalii tehnice. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că reconstrucția de sân este posibilă în orice situație în care deformarea sânului este importantă și pacienta este nemulțumită de aspectul sânului după o intervenție chirurgicală pentru o tumoră de sân. Nici măcar nu trebuie să fie neapărat cancer. Poate să fie o tumoră benignă care, dacă este destul de mare, aduce o modificare, după scoaterea, o modificare de formă mult prea mare ca să fie acceptabilă. Și atunci se poate face o reconstrucție de sân. Cea mai simplă variantă este cu așa numitul implant mamar, cunoscut și ca proteză mamară. Este vorba de
un implant mamar de silicon care poate să reconstruiască volumul și uneori și forma suficient de bine pentru a avea un sân frumos, uneori mai frumos chiar decât înainte. Este același implant mamar care se folosește pentru mărirea de sân în chirurgie estetică. Discutăm de fapt despre același produs, mai bun sau mai rău, deja ne-am obișnuit cu el, cu discuțiile din jurul lui, cu bunele și relele pe care le aduce acest implant mamar. Este un dispozitiv medical de foarte mare ajutor pentru majoritatea cazurilor de reconstrucție de sân. Acesta nu este însă totdeauna suficient. În condițiile unui cancer de sân, în condițiile unui tratament chirurgical agresiv pentru a putea să stopeze această boală care este foarte agresivă la rândul ei, țesutul propriu rămas nu permite întotdeauna folosirea implantului mamar singur. Și atunci avem nevoie de țesut propriu care să completeze acoperirea implantului mamar. Și noi folosim destul de frecvent țesut propriu de vecinătate, respectiv un lambou, care este de obicei compozit mușchi și piele. Există varianta ca să nu folosim deloc implant mamar. Există varianta să folosim doar țesut propriu. Această intervenție este însă o intervenție mai solicitantă, necesită tehnici mai speciale de microchirurgie. Cel mai des se folosește țesutul de la nivelul abdomenului și marele avantaj este că reușești să rezolvi două probleme, în afară de faptul că reconstruiești sânul, reușești să reduci și volumul abdomenului. Faci și abdominoplastie în același timp operator, lucru care este considerat benefic. Dar intervențiile microchirurgicale durează destul de mult și necesită vase de o calitate bună, atât la nivelul abdomenului cât și la nivelul toracelui, pentru a putea să revascularizăm și să revitalizăm țesutul abdominal. Necesită lipsa unor intervenții chirurgicale abdominale pentru a nu compromite vascularizația de la acest nivel și o pacientă cu un status biologic foarte bun, care să permită să suporte o anestezie de mai lungă durată. Este un minim de 6 ore la noi. Există și clinici unde această intervenție este foarte frecventă și acolo aceasta poate să dureze și 3-4 ore. Deocamdată noi suntem încă la început cu acest tip de intervenție și durata este destul de lungă. Rezultatele sunt pe măsură, sunt bune, eu consider și foarte bune în ambele variante de tehnică. Bineînțeles că niciuna nu este 100% definitivă, oricând pot să mai apară probleme pe parcursul vieții. Implanturile sunt garantate 10 ani, dar nu sunt pe viață. Există riscul ca o modificare a greutății pacientei, o modificare a poziției țesutului propriu față de implantul mamar să ducă la necesitatea unei reintervenții. De asemenea, este posibil și ca acest implant să se degradeze și după o perioadă de timp să necesite să fie înlocuit. Există și probleme care pot să apară la interfața între implant și țesutul propriu. Sunt o serie de complicații care pot să apară. Unele mai frecvente, cum ar fi contractura capsulară, altele mai rare, dar mai periculoase, cum ar fi o altă variantă de cancer. Și discutăm aici de un limfom relativ recent apărut în repertoriul OMS, discutăm de anul 2016. Deocamdată însă nu se consideră că implantul mamar ar putea fi atât de periculos încât să fie scos din armamentariumul chirurgiei plastice. Încă este în vogă, există unele tipuri care au fost restricționate, dar marea majoritate sunt considerate sigure și sunt foarte utile. Iar decizia pentru una sau alta dintre cele două forme de reconstrucție este apanajul exclusiv al chirurgului plastician sau și pacienta poate opta
opta sau poate participa la această decizie. Ceea ce este important este ca plasticianul în cauză să aibă cunoștințe suficiente ca să ofere întreaga paletă de reconstrucție. Este foarte important ca pacientul să aleagă varianta de reconstrucție fără să fie limitat de chirurgul plastician. Orice posibilitate de reconstrucție existentă să poată să fie oferită pacientului respectiv. Și acest lucru se întâmplă pacientei, de fapt. Acest lucru se întâmplă la noi în clinică. Practic, putem oferi oricare dintre variante. Sunt paciente care preferă o variantă mai rapidă, o recuperare mai rapidă și atunci implantul mamar este un accesoriu absolut obligatoriu. Sunt paciente care preferă o variantă de reconstrucție doar cu țesut propriu și să mai aibă un implant, un corp străin în un organism. Și acest lucru iarăși poate fi realizat. Ați amintit pe parcursul discuției noastre faptul că acest tratament, practic, reconstrucția de sân, se realizează etapizat. Ce presupun aceste etape ca și conținut și ca durată a lor în timp? Există o primă etapă pe care o consider principală și care reprezintă aducerea de volum în zona sânului. Trebuie să avem un volum pe care să-l putem modela. Practic, chirurgie plastică asta și înseamnă modelarea țesutului viu. În această etapă este etapa principală, este poate și cea mai dificil de realizat. De obicei, vă spuneam, folosim fie implant de silicon, fie implant și țesut propriu, fie doar țesut propriu pentru acest moment, pentru această etapă. Ulterior, după o perioadă de minim 3 luni, după ce cicatrizarea este realizată și aspectul este cât de cât definitiv, putem să luăm în considerare o simetrizarea sânului și o reconstrucție a areolei și a mamelonului. Aceste două procese se pot realiza în același timp operator. Practic, reconstruim mamelonul și simetrizăm, intervenim asupra sânului controlateral. Discutam la un moment dat, doctor psihiatru a adus aminte de frica unui nou cancer de sân, a unei recidive sau unei recurențe, a eventualitatea apariției unui cancer la glanda mamară care a rămas, la sânul controlateral. Și nu rare ori se întâmplă ca pacienta cu un cancer de sân să solicite o intervenție de prevenire a cancerului de sân la sânul restant. Și atunci se poate face această mastectomie profilactică la sânul controlateral. Acest tip de intervenții se fac la fel ca și reconstrucțiile primare în echipe mixte. Nu participă doar chirurgul plastician la astfel de intervenții. Este obligatorie prezența unui chirurg oncolog sau chirurg generalist cu experiență în această patologie. Practic, doar reconstrucția reprezintă apanajul chirurgului plastician. Și atunci, în etapa a doua, se realizează o simetrizare a celor doi sâni. Nu întotdeauna această simetrizare este perfectă. Uneori rămân mici imperfecțiuni care se pot ulterior corecta printr-o manipulare de grăsime de obicei. Noi folosim aceste tehnici de liposucție, lipofilling, manipularea grăsimii. Practic, punem grăsime acolo unde este un deficit de volum, scoatem grăsimea acolo unde este un surplus de volum, în așa fel încât simetrizarea să ajungă la un nivel acceptabil, pentru că în mod cert va exista o asimetrie între cei doi sâni, chiar dacă sunt reconstruiți prin aceleași mijloace, respectiv ambii sâni sunt doar naturali sau doar cu implant. Și, practic, discutăm deci de cel puțin două, dacă nu trei sau patru etape chirurgicale și, adevărat, prima este importantă și durează mai mult și necesită o recuperare mai îndelungată și mai dificilă, următoarele fiind etape reconstructive, să zicem, minore, dar necesare pentru a ajunge la un rezultat definitiv, la un rezultat acceptabil.
Iar ca timp, celelalte intervenții trebuie făcute la un anumit interval specific sau ține de practic, alegerea dumneavoastră sau a pacientului? Etapizarea este la cel puțin o lună de la... Deci reconstrucția de mamelon se face, vă spuneam, între 3 și 6 luni de la prima intervenție de reconstrucție, iar reconstrucțiile, iar simetrizarea ulterior sau, eu știu, micile corecții ulterioare se fac la un interval de minim o lună. Trebuie să lăsăm țesuturilor timp să se așeze, să aibă un aspect cât mai spre final pentru a evita intervenții nenecesare, să zic așa. Sunt mici corecții de cicatrici necesare uneori, mai ales dacă s-a făcut o mastectomie radicală, cicatricile uneori sunt greu de manageriat dintr-una sau două, chiar două etape, uneori este nevoie de corecții ulterioare. Sunt aceste diferențe de volum care pot să fie neplăcute și să necesite mici corecții. Ce înseamnă recuperarea post-intervenție? Există anumite interdicții, restricții pentru paciente? Presupune o anumită perioadă de timp, de un an, doi ani de zile, de vindecare, practic, propriu-zisă, până la recuperarea totală a funcționalității? Există niște interdicții legate de activitatea fizică cu membrele superioare în special. Mai ales dacă folosim implante mamare, de obicei acestea se poziționează subpectoral și atunci avem nevoie de o protecție a mușchiului pectoral pentru a-i permite o recuperare funcțională, dar nu sunt chiar atât de lungi. Interdicțiile de efort sunt cuprinse între 1 și 6 luni. Eu recomand pacientelor să nu facă efort practic deloc în prima lună și ulterior să înceapă efort fizic mix, moderat, dar nu cu brațele, pe o perioadă de până la 3 luni. Efortul cu brațele începe undeva la 3 luni, dar cu o intensitate mică, aproximativ 10% din efortul dinainte de operație și să crească progresiv ajungând la 100% doar la 6 luni postoperator. Asta este o schemă de recuperare, dar trebuie adaptată la fiecare pacient în parte. Avem și un compartiment de kinetoterapie care preia aceste paciente și care se ocupă de recuperarea fizică, de kinetoterapie, prin mijloace în special de kinetoterapie. Trebuie luat în considerare încă un aspect negativ al intervențiilor din stadii avansate și mă refer aici la brațul gros post-limfadenectomie axilară, pentru că în schema tratamentului chirurgical a cancerului de sân este obligatorie și tratarea ganglionilor axilari. În ultimul timp este din ce în ce mai frecventă scoaterea doar a nodului Santinela. Acest lucru se poate realiza după o scintigrafie și decelarea acestui nodul în funcție de localizarea tumorii primare. Din păcate, noi ne confruntăm încă des cu paciente care necesită o limfadenectomie de la acest nivel. Practic, sunt scoși toți ganglionii de la nivel axilar. Acest lucru blochează și drenajul limfatic de la nivelul brațului și trebuie luat în considerare și acest aspect, respectiv tratamentul de prevenție a brațului gros post a limfedemului de braț post limfadenectomie axilară. Așadar, tratamentul ideal este în colaborare cu medicul oncolog și echipa multidisciplinară de care vorbeați, de reconstrucție primară, astfel încât pe termen lung să fie evitate alte riscuri sau intervenții care, din păcate, în alte situații sunt necesare și complică cu atât mai mult și modifică calitatea vieții pacientei cu cancer de sân, deja greu încercate de această patologie. Categoric, intervențiile chirurgicale făcute în echipă multidisciplinară cu reconstrucție primară asigură cel mai bun rezultat și cea mai rapidă recuperare.
Domnule conferențiar, vă mulțumesc că ați fost în această seară alături de noi. Timpul se scurge foarte repede, sunt foarte multe informații pe care ni le-ați transmis. Cred că cea mai importantă dintre ele și care mi-aș dori să ajungă la toate femeile din această țară și la pacientele care sunt diagnosticate cu cancer de sân ar fi aceea că pot beneficia gratuit de reconstrucție de sân în mai multe centre universitare din România. Este foarte important să înțeleagă toate pacientele cu cancer de sân faptul că această boală nu numai că se poate vindeca 100%, dar că poate asigura o recuperare de 100%. Vă mulțumesc pentru participare! Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Dragi telespectatori, eu sunt Ica Secoșan, vă aștept săptămâna viitoare luni la Atelier de Psihologie. O seară plăcută și o săptămână pe măsură!